Bună seara, stimați telespectatori, bună seara, domnilor profesori, bună da? Seara. Domnul director, domnul profesor, pentru dumneavoastră, telespectatorii noștri, cu siguranță ne-am mai revăzut în acest format cu profesorul Mihai Maxim, da. Osmanolog, turcologul, cum spunem noi, și măritul padișah, da, cum îl mai elintăm cei care ne mai permit da. Tema acest lucru. Astăzi avem o emisiune foarte specială. Care, iertați-mă, care iese de neconceput în asemenea prezentări, fără prea vrednicul bei de Brăila, Ionel Bei. Da. O emisiune foarte specială, pentru că, în direct, pentru cred că a doua sau a treia oară, profesorul Mihai Maxim ne face niște dezvăluiri deosebite din laboratorul domnie sale, pentru că de câțiva ani studiază din arhiva Imperiului Otoman o serie uriașă de documente din care a extras pentru Brăila, din istoria Brăilei, din zona aceea despre care Nicolae Iorga spunea la vremea respectivă că este o pagină albă despre care nu se poate vorbi, 295 de ani aproape, nu? Dacă vorbim. 290 de ani. Iar iată că profesorul Maxim de câțiva ani încoace extrage din istoria neștiută, documente excepționale. Vă rog, domnule profesor. Da, eu aș interveni înainte să spun câteva cuvinte despre domnul profesor. Ați pronunțat cuvântul laborator. L-aș arăta aici pe profesorul Maxim la laboratorul de la Bașbacan Arhivul, de la Arhiva Otomană, de pe lângă președinția Consiliului de Ministri, unde aproape 20 de ani am să adun lună cu lună și an cu an un stadiu excepțional în care, așa cum spuneați domnule Țilea, domnule s-a adunat pentru istoriografia noastră, pentru istoriografia europeană, pentru istoriografia statului otoman și turc, de ce să nu spunem, pentru și documente mai târzii, mărturii excepționale care privesc relațiile întâi de toate ale porții cu spațiul românesc, cu principatele. Dar nu uit să spun că domnul s-a început acest periplu și această aventură extraordinară a cunoașterii, fiind întâi de toate student la Iași, la Facultatea de Istorie din anii 61, apoi la Baku și la Universitatea din București. Baku, Azerbaijan, pentru cei care nu știu bine. Moscova și apoi a revenit în țară, plecând acolo și colaborând cu două mari personalități ale istoriografiei naționale și turce de astăzi, numai cu profesor Mihail Berza, pentru care domnul profesor Mihai Maxim are un cult și o deosebită considerație, iar celălalt fiind nimeni altul decât uriașul Halil Inalcik, patriarhul studiilor de osmanistică din spațiul turcesc de astăzi, sau un om care am primit... Cum se spunea la Chicago, padișahul studiilor otomane. Iată încă un padișah acolo, padișahul studiilor otomane, care a împlinit în 2016, din câte știu, 100 de ani, venerabil la vârstă de da, 100 de chiar ani. Chiar aseară am primit un e-mail, din păcate, de la secretara lui, care spune că e în spital. Noutatea e că pentru prima oară are creierul ca facară și, adică creierul puțin tulburat. Ori tot avantajul lui extraordinar era memoria prodigioasă. Și o activitate excepțională a creierului, ceea ce numeam eu osmanoterapie, de câte era vorba de otomani, el își revenea. Iată că, totuși, vârsta 100 de ani și-a pus amprenta înseamnă 100 și de ani, sigur că da. Creierul și-a luat... Îi dorim sănătate și, sigur, evoluție pozitivă în tot ceea ce se întâmplă acum. Vreau să închei însă cu câteva alte considerații prezența domnului profesor Mihai Maxim aici la noi, la Muzeul Brăilei Carol I și la editura Istros, pentru că domnia sa trudește de ceva vreme în baza unor contracte științifice pe care le-am încheiat,
la o serie de lucrări care sunt menite să pună în valoare atât istoria noastră a Brăilei, evident, mai ales sub stăpânirea otomană, care a fost efectivă la Brăila, cât și alte aspecte ale istoriei naționale legate de Imperiul Otoman. Mai spun că domnia sa a fost visiting profesor în Statele Unite la Columbia University, la Universitatea de la Padova, la Veneția, în apropiere, că domnia sa a avut și mare, încă după știința mea, o serie de doctoranzi, atât în Italia, a avut doctoranzi în Japonia, celebrul Akitsu Bey pe care l-am cunoscut la București, așa, apoi pe o serie de alții, să le spunem, foarte buni doctoranzi sau masteranzi, care, iată, în mod... Sau iepurașul, cum se numește, în folclorul universitar. Da. Pentru că urmează, știm snoapa cu important cine e conducător de doctorat, nu doctoratul în sine. Și vreau să mai spun că este extraordinar că în momentul de față există la Istanbul și în alte centre universitare, la Tracii, la Universitatea Traciei, da. Sunt studenți și sunt de acum absolvenți ai facultăților din Turcia, care se ocupă special de orașele din Dobrogea, foste sub stăpânire otomană, nu? Și care, iată, dau mai departe, într-o extraordinară, să-i spunem, serie și preocuparea profesorului Mihai Maxim, dau dreptate celor pe care le așternea cândva pe o lucrare a domniei sale, răposatul academician Florin Constantiniu, pe lucrarea Constantin Procura, spunea lui Mihai Maxim, întemeitorul strălucit, al înnoitorul strălucit al istoriei relației româno-otomane, cu cea mai vie simpatie, și la fel își reînnoia această apreciere extraordinară pe o altă lucrare, da? Unde vorbește de profesorul Mihai Maxim, eminentul creator al școlii române de osmanistică, care relevă cu perfectă îndreptățire că acest volum este rolul tenacității remarcabile, etc., fiind vorba de o lucrare închinată marilor viziri din dinastia Căpriului. Da. Am vrut să spun lucrurile acestea pentru că, nu de puține ori, activitatea în general la noi și va fi, cred, din ce în ce mai greu. Ruptura între generații este una dramatică, după părerea mea. Școala a fost profund afectată, lovită. Oamenii din societatea românească deja nu mai au legături cu școala și le va fi foarte, foarte greu în continuare să mai poată întreține un dialog cu cei care, mai mult sau mai puțin, și-au asumat acest drum al școlii și al învățământului, al științei, mai ales în domeniul acesta atât de greu al istoriei. Da, dă voie să intervin cu o remarcă legat de această ruptură între generații. Ar zice, legat de declinul profesiei noastre, ca și al altora de altfel, în sensul că eu mă străduiesc să fac istorie, cercetare istorică, ca și dumneata de altfel, cu adevărat, pornind de la arhive, dumneata pornind de la pământul care are atâtea mărturii, da. Numismații, de la tezaure monetare, etc., și apoi depistând aceste documente care sunt extraordinar de grele, voi mai avea ocazie să povestesc, stai uneori zile întregi, nu exagerez, la un cuvânt, o trevii, te uiți în 4-5 dicționare, faci diverse variante și nu dau ca să observ că până la urmă era ceva foarte simplu. În fine, vreau să spun că deci e o chestiune foarte complicată, mai ales atunci când e vorba de cifrul finanțelor otomane, pentru că otomanii
redactau aceste documente, în special cele financiare, nu în stilul, nu doar în stilul clasic, așa zis un nesih, ci într-un cod special al finanțelor otomane, zis siacat. Ei aveau principiul acesta, informația înseamnă putere, și de aceea aveau o preocupare extraordinară pentru păstrarea, achiziționarea și păstrarea, stocarea informației, ceea ce astăzi este foarte la modă. De aici interesul extraordinar pentru arhive. Deci sunt lucruri foarte grele, dar care fac parte din meserie. Ei bine, astăzi există tot mai mult tendința în toată lumea, nu numai la noi, de a nu mai face lucrurile astea complicate, grele, ci deci de a sări peste izvoarele astea în slavă, în chirilică, în osmană, nu știu. Ci, exact, ci a trece direct la istoria contemporană. Istoria recentă, ca asta. Și mai ales istoria recentă, unde nu e nevoie de paleografie, unde abia e nevoie de limbi străine, de doar de engleză, franceză. În plus, ceea ce este și mai grav, oamenii nu-și urmează chemarea lor, profesia pentru care porniseră la drum, ci și să facă cercetare originală în domeniul respectiv, ci fac așa zisele eseuri. Este foarte la mod acum eseistica. Aseară la televizor ni s-a prezentat din nou Gigi Becale ca scriitor. Un subiect autor. Care, da. Bine, el este extrema, sigur, da. A ceea ce înseamnă. E acum bietul de el, din câte am înțeles, a scos câteva cărți de album, practic, acolo sunt câteva cuvinte, în rest toate sunt imagine asta. Dar vreau să spun că cine l-a zăvădit, da. Un filozof ca Andrei Pleșu sau Liceanu. Da, dar nu i-am mai auzit să nu protesteze. Nu s-a făcut. Nu i-am mai auzit să protesteze la chestiunile. Asta e mai ciudat. Eu nu mai știu ca ei, n-am citit ceva, n-am văzut chestii de scrieri de ale lor de strictă filozofie. Fac eseistică. Sigur, de gustibus non disputandum, pot să facă ce vor, dacă le place. Horia Roman Patapevici este fizician, face filozofia științei și, până la urmă, tot eseistică face. Deci, oamenii părăsesc misiunea lor de bază și, să zic așa, plutesc între aceste domenii care iau ochii, care până la urmă sunt mai ușoare. Fără o sumare serioasă a da, unui subiect. Producția științifică, da, e din ce în ce mai puțină și mai... Iar în domeniul nostru, pentru că aici am vrut să ajung, în definitiv, sunt istorici, colegi de-ai noștri, care jonglează de la o problemă la alta, migrează de la o problemă la alta, neaprofundând niciuna. Și fac eseuri. Și se lansează la târgurile de carte. Și sunt mediatizați și așa mai departe, dar când te întrebi ce au adus lucrările persoanei respective în domeniul nostru, contribuții. Deci care sunt contribuții originale, atunci dai de numeri. Păi de ajuns să spunem de profesorul Boia, care
i-am văzut chipul și pe un banner pe Universitatea din București, după mine un sacrilegiu, pentru că un om care înjură neamul românesc și, mă rog, de ani de zile are un serial deschis în privința demitizării istoriei noastre, care trebuie nu numai demitizată, dar și desfințată, deloc să nu mai fie, nu poți să-i pui chipul pe Universitate. Totuși asemenea lucruri se petrec. Și mă bucur că un istoric autentic și un cercetător autentic și un truditor, până asemenea ogor, cum este cel al osmanistice, atât de greu, atât de dificil, atât de greu de urcat, și cu recunoașterea care vine, spuneam, dinspre profesorul Inalcic și care înseamnă după mine foarte, foarte mult și care și are Academia Turcă de Istorie. Academia Turcă de Istorie, care l-a ales membru de... Aici este recunoașterea a ceea ce se face și, până la urmă, truda, dacă ne-e permis să spunem așa, aici, cu condițiile pe care le avem, pentru a putea da niște lucruri cu totul remarcabile despre istoria noastră, despre un anume conducător care a fost Brâncoveanu, ca să ne acoperăm, să ne apropiem, pardon, de subiectul nostru până la urmă, pentru că se plămădesc acum ultimile elemente ale unui volum de documente inedite, 20 de documente inedite, care privesc raportul lui Constantin Brâncoveanu cu turcii. Și unde vă las pe dumneavoastră să istorisiți. Eu nu vreau ce să, ne așteaptă. Nu vreau să spun că este ca nu e un lucru util. Da, bine. Mă refer la istoriografie, la domeniul nostru. Și aici este un lucru util, dar este un lux. Pentru că să nu uităm că noi încă nu ne-am publicat documentele noastre. Cele deja cunoscute și pe care le-am adus până la secolul XVII și trebuie să le continuăm. Cu alte cuvinte, noi... Matei Basarab, am trecut de Matei Basarab. Așa. Cu alte cuvinte, noi facem construcția istoriografică trecând direct la partea de deasupra, la acoperiș, la podoabe, la ornamente, și neglijăm lucrul cel mai important, temelia. Fundament. Temelia. Celebra formă fără fond, nu? Da. În fine, dar să revin la invitația lui Ionel Bey. Da. Deci, Arhiva Otomană din Istanbul, nu vreau să încep să vorbesc despre ea, pentru că ar semna să vorbesc până mâine dimineață. Are peste 150 milioane documente și probabil că în urma digitalizării evidenței arhivelor vom ajunge la 200 de milioane în 20-30 de ani, probabil 200 de milioane. Ceva fantastic. Și în cadrul acestor documente, unele, evident puține, în comparație cu acest total, se referă la noi. Eu am adunat de-a lungul anilor, cum bine spunea Ionel Bey, în două decenii, am adunat peste 30 de dosare, de deftere, cum zic turcii, cu asemenea documente, și acum marea problemă este să le valorific, să le descifrez, să le public și să le comentez și să le integrez istoriografiei naționale. Am editat până acum vreo 7-8 și vă dați seama câte așteaptă în continuare. Absolut. De aceea eu spun că acestea sunt lucruri urgente și nu ne putem permite să facem eseistică. Iată, în ce privește Brâncoveanu, sau cum semna el însuși în corespondența cu Lordul Paget, ambasadorul Marii Britanii, în perioada 1694-1701,
Constantin Voievod Brâncoveanul. Constantin Brâncoveanul, în timp ce soția lui semna Maria sau Marica Brâncoveanca. E, despre Brâncoveanu am găsit aproximativ 300 de documente și înregistrări, adică mențiuni în defterele turcești. Eu acum în volumul acesta, un prim volum consacrat lui Brâncoveanu, aduc 20, dar ele reprezintă, vă dați seama, o parte neînsemnată totuși, dar având în vedere conținutul lor, evident că am optat într-o primă formă, într-un prim volum, pentru cele mai importante. Ca să vă dați seama ce avalanșe în documente a existat în timpul lui Brâncoveanu, în perioada de campanie, am găsit pentru 1695-96, perioada bătăliei de la Zenta, nu mai mult, nici mai mult, nici mai puțin decât în aceeași zi sosite lui Brâncoveanu 28 de porunci. Deci 28 de documente în aceeași zi. Însemnând 28 de obligații pe care Brâncoveanu trebuia să le facă rezolve. 28 de operațiuni, să le vreze cu tare, cu tare, cu tare, cu tare, scăzându-se din haraci. Cerințele porții pentru campanie. Mobilizare extraordinară, era tot timpul încordat. Și tocmai asta este interesant, că deși era așa, totuși își face și fermă, cumpără moșie și o dotează extraordinar și vom vedea noi, pardon, vom prezenta ferma de la San Ștefan în Șilchioi, în care și-a tras apă, în care i-a făcut un lot de anghinare și discutând cu farmacistul, celebru farmacist de la Faltes, Bobaru, rezulta că suprafața aceasta care avea el de 6800 de metri pătrați nu putea fi decât în scopuri comerciale. Deci atâtea lucruri câte avea Brâncoveanu pe cap și totuși găsea și pentru asemenea operațiuni antreprenoriale. Dar în afară de construcțiile de la noi, în afară de veșnicele arzuri la poartă pentru a se stabili abuzul îndregătorilor otomani de margine, impresionează felul în care Brâncoveanu găsește timp să ctitorească trei biserici la Istanbul, între care la 1692 faimoasa Sfânta Parascheva, da. Și să refacă trei mănăstiri, între care celebra mănăstire Sumela, cuib de vulturi, lângă Trabzon. O mănăstire extraordinară. Și constatăm acum că ea a fost refăcută prin contribuția substanțială a lui Constantin Brâncoveanu. Vreau să spun totuși, înainte de a prezenta direct aceste documente, unele lucruri, că
de fiecare dată când prezentăm lucruri noi, când aducem propria noastră contribuție, nu trebuie să uităm, obligatoriu, după părerea mea, în lucrările noastre, trebuie să existe un capitol care să, istoriografia problemei, care să menționeze pe cei care au adus contribuție lor până atunci. Din acest punct de vedere, o mențiune specială se cuvine, evident, pentru peste tot prezentul Nicolae Iorga. Pardon, dar iată, avem ocazia aici să prezentăm o asemenea mostră, o contribuție a regretatului mare profesor în istorie la Universitatea din București, Ghete Ionescu. Ghete Ionescu, da. O mare rugăminte. Avem un moment de pauză publicitară și reluăm imediat. Sigur. După o scurtă pauză publicitară, revenim. Vorbeam despre istoriografie și vorbeați noastră despre Ghete Ionescu. Da, obligativitatea noastră de a aminti pe predecesori, mai ales în domeniile de care ne apropiem. Și aici trebuie să spun că spre marea mea satisfacție, bucurie, am putut încă de acum 12 ani în urmă, în 2004, să public la editura noastră a muzeului contribuțiile la istoria românilor ale ilustrului profesor Ghete Ionescu de la Universitatea din București, care, între altele, a avut într-o vreme preocupări serioase privind pe Constantin Brâncoveanu și în volumul de care spun, pentru prima dată vedea lumina tiparului, un studiu care se intitula O mărturie a lui Constantin Vodă Brâncoveanu în diferendul pentru averea părintească dintre Șerban Vodă Cantacuzino și frații săi. E vorba de Șerban Vodă Cantacuzino, domitorul care îl precede, domnul care îl precede în scaun pe Brâncoveanu, nu? 1678-1688, este de alminter rudă cu Brâncoveanu, nu? Una dintre trebuie să spunem că Șerban Vodă, ajuns domn, își prigonește frații, primul cel mare murise Drăghici, rămăseseră toți ceilalți, de la Constantin Stolnicul în jos, și fără să caut să intru în subiectul care este foarte larg și generos, trebuie să spun că profesorul Ghete Ionescu a surprins un moment din acest diferend între Șerban și frații săi, în fruntea cărora se afla Stolnicul, și care arată că mama Cantacuzinilor, inclusiv deci mama lui Șerban, ajunsă la vârsta bătrâneților, a cugetat să călătorească la Ierusalim și întoarsă de acolo, de la Ierusalim, scrie un nou practic testament prin care împarte restul averii care se împărțise întâi între Drăghici și Șerban, primii doi feciori cei mai ai postelnicului Constantin Cantacuzino, cel, nu, sugrumat la Snagov, în trapeza de la Snagov, și care în împrejurările de acum nu face altceva decât să îl nemulțumească profund, dar profund, pe Șerban Vodă. Și în aceste condiții, cred că avem o explicație, vorbeam cu domnul profesor Mihai Maxim înainte de emisiune și zilele acestea cât am reușit să stăm de vorbă, despre faptul că unul din motivele pentru care Constantin Brâncoveanu a ajuns să preia domnia la moartea lui Șerban, moarte foarte ciudată, nu e clar că se vorbește mult despre otrăvirea lui de către frați. Ei bine, avem explicația aceasta a faptului că de față la întocmirea înscrisului a ultimei dorințe, nu? A mamei lui Șerban Cantacuzino, este tocmai Constantin Brâncoveanu. El duce vorbele de pe patul de moarte al mamei Cantacuzinilor la pridvor, în pridvor, acolo unde Stoica Ludescu scrie cu mâna lui, nu? Copistul, logovătul scrie documentul, dar cel care se duce și ascultă și vine și spune ce e descris este tocmai Brâncoveanu. Deci Brâncoveanu este omul cheie, omul martor care ascultă voința ultimă
a doamnei Lina și care îi face până la urmă pe cantacuzini atât de înverșunați împotriva lui. Există o perioadă în care se vede cantacuzinii sunt recunoscători lui Brâncoveanu la începutul domniei lui Brâncoveanu, sau o perioadă din domnia lui Brâncoveanu, după care, iată, domnul profesor aduce un document excepțional, pentru a-i da din nou cuvântul, aduce un document excepțional care arată care era, de fapt, cheia domniei lui Brâncoveanu și cum înțelegea Brâncoveanu să o rezolve în raport cu turcii, tocmai datorită acestei rivalități între cantacuzini. E vorba de documentul din 1703, celebru. Dar tot în legătură cu familia, cu averea familiei, trebuie să menționez două documente excepționale găsite în arhivele turcești și le-am publicat unul într-un volum anterior documente, altul aici, și care privesc pe doamna Marica Brâncoveanca, soția voievodului, o femeie extraordinară, și toată lumea este de acord că în spatele succeselor extraordinare ale lui Brâncoveanu se află și personalitatea extraordinară a Mariei Brâncoveanu. Ce e nou este faptul că pentru prima oară întâlnim o doamnă a țării românești, o doamnă din țările române, domna, cum apare în documentele chiar turcești, după latinescu domina, care se adresează direct divanului imperial din Istanbul, divanul Humayun, în calitate de cea mai înaltă instituție judiciară a Imperiului după padișah. Cu o energie extraordinară, într-un prim document, chiar în perioada când, la începutul domniei, își urmărește recuperarea unor datorii la Istanbul, și într-un alt document extrem de important intervine și obține de la Istanbul, de la înalta poartă, protejarea, respectarea și protejarea proprietăților brâncovenești de la Istanbul și împrejurimi. Și cu ocazia aceasta avem un foarte prețios inventar al acestor proprietăți. O extraordinară, repet, personalitate a istoriei românești, Maria Brâncoveanca, cum spuneam. Acum, în legătură cu acest act, iarăși trebuie să folosesc epitetul extraordinar, deși omului de știință nu-i stă bine folosirea de superlative, dar realmente este un document foarte important, este foarte lung, de altfel, pentru că este o copie a beratului, mai exact, după document, conceptul beratului, adică diplome de numire, în cazul de față de prelungire în funcție, da, respectiv pe perioada vieții a lui Constantin Brâncoveanu. Sunt asemenea documente, asemenea berate, nu erau de un metru. Erau impozante. Aici avem o adevărată, în 58 de rânduri, o adevărată trecere în revistă a statutului țării românești față de poartă. Ceea ce e extraordinar din punctul de vedere al... Foarte precis al și... ce însemnam pentru Imperiul la începutul secolului XVIII, cu 300 de ani. De baza câte ori, exact. De câte ori este vorba de aceste relații în legătură cu Brâncoveanu, se vede clar că
formulările sunt ale lui. Venise la Istanbul în 1703 cu 800 de boieri, a fost 800 de boieri. Delegație, spune Iorga, extraordinară. A avut o repetiție înainte, dacă ne aducem aminte, când plecase ambasada spre Viena, pe cealaltă a lui Șerban. Erau vreo 300, dacă da, țin bine minte, nu? Ambasada care a și încercat să oprească pe drum după aceea, în urmă, cei care urmau să-l proclame pe Brâncoveanu domn, nu? Vreo 300 plecaseră la Viena. 300, o delegată. Ei, acum erau 800, spune domnul Rostor, la Istanbul pentru... Delegații uriașe. Pentru a-l sprijini pe Brâncoveanu, să vedeți de ce. Că o armată de mare. De altfel, așa începe documentul prin faptul că... Să chiar zice... Da. Să vedeți ce probleme de cazare ridică. Voivodul de acum al țării românești, Constantin Voivod, posesor al diplomei sultanale, aducătoare de bucurie, beneficiare iar lucrului, decretului cel măreț, indispensabil comunicării imperiale, pildă pentru conducătorii neamului Mesia, sprijin pentru ce mare orice lui Iisus, etc. Formulă din secolul 16. Totdeauna. Acum a venit împreună cu toți boierii săi, și și-au plecat fața până la pământ, Ius și Rup, la înaltul meu prag imperial, la tebei al ei, husrevane mei. Și apoi se arată obligații la care a consimțit și trebuie să precizez că era vorba de o majorare substanțială, aproape o dublare a haraciului și a celorlalte angarale, inclusiv peșcheșurile, mai ales peșcheșurile de la cele două bairamuri, pentru ca, și lucru foarte important, reușește să obțină desfințarea odăilor, odalar, odaia vizirul, adică acele locuri, enclave, locuri de pășunat pe care mai mari locului aian în vilaiet, care locuiesc pe malul Dunării, Tunaie la Sânda, le-au instituit recent pe pământul țării românești ca să pună la lucru în mod abuziv pe raialele neînsurate și să le scoată la plata haraciului. În sfârșit, deci, abuz, abuz și scoaterea de sub de sub jurisdicția, dar mai ales de sub de la contribuțiile financiare a unor teritorii importante cu animalele respective, fiindcă este vorba înainte de toate de oi. Însă marea noutate constă în precizarea care se face și care se face la sfârșit, pentru că să nu uităm un lucru specific diplomaticii turco-osmane și în general protocolului otoman, fraziologiei otomane. În turcă lucrurile mai importante sunt trecute la urmă și în partea stângă. De pildă, noi spunem cei mari și cei mici. Ei încep cu cei mici și cei mari, pentru că cei mari apar în partea dreaptă. Și așa mai departe, când sunt trecute în revistă diverse funcții. Funcțiile mai mari sunt trecute la urmă. Iar în limbajul politic, lucrurile cele mai importante sunt spuse la urmă. Cu alte cuvinte, cele mai importante lucruri sunt cele mai aproape de verb, care este verbul cel urmă. Care, da, ca în latină, ca în germană, care indică, care indică, deci, esența. Acțiunea. Da. E interesant. Pe scurt, cei mari și cei mici, sagârvi, chebirleri, și boierii, boiarlari, și alți slujbași, zabitleri, și raialele și beraialele reaiave, beraia numitei țări, memlechet. Interesant că dovadă că asta este de formularea lui,
Nu folosește termenul de vilayet, pe care îl folosesc otomanii, care înseamnă țară, dar înseamnă și provincie, ci memlechet, care înseamnă mai clar țară. Și în alte documente apare memlechet eflac, adică țara românească, în loc de vilayet eflac. Deci numite țări memlechet să-l recunoască de voievod asupra lor, iuzelele nevoievod, da, bilup, cu alte cuvinte, era contestat până atunci, pe sus numitul Constantin Voivoda, și să-i se adreseze lui în chestiunile publice, deci nu Istanbulului, nu mie, padișahului, nu în alte porți, ci lui în chestiunile publice, ținând de domnie, voi va da lua Mitea Licholanu Muru Giunhurda, să nu iasă din cuvântul lui, să zândente Giaibuze Ilemiu, în ce privește ordinea țării, nizamă melechet și bunul mers al treburilor, să primească cuvântul să zâniu sus numitului cu supusă ascultare, semicabul, și să-i se execute poruncile fără împotrivire, bila teredut. Deci, eu am văzut aici, toată lumea poate vedea un lucru foarte clar, într-o formă voalată, fără să se menționeze numele cantacuzinilor, dar este clar că Brâncoveanu le blochează accesul la înalta poartă. Deci, nu mai puteau merge cu pâra. Exact. Faimoasa armă a pârei, da, și chiaet, a plângerii, nu mai funcționa. Brâncoveanu obține o asemenea interdicție din partea padișahului ceea ce foarte clar a însemnat inaugurarea unei noi perioade de domnia lui, aceea a conducerii de unul singur, autoritare, în confruntare cu cantacuzinii, da, de la 1703. Chiar după, de la 1703. Chiar dacă mai formal mai au loc vizite brâncovenești la moșiile cantacuzinilor, dar erau lucruri protocolare acestea. În fapt însă Brâncoveanu nu mai recurge, nu mai apelează la sprijinul lor. Mai mult, deci îi izolează, le blochează accesul la Istanbul, este lucrul cel mai important. Dar acest lucru, de fapt, a însemnat și primul pas spre prăpastie, pentru că asta l-a dus la Pezanie. Cantacuzinii, după aceea, l-au lucrat cu toată această interdicție oficială, începutul sfârșitului. Cam mult, 11 ani până la sfârșitul domniei, dar e un început al confruntării cu cantacuzinii, ceea ce arată cât e puternică era această partidă și frații cantacuzini, toți la loc. Sigur. Acum, în legătură cu asta, cu... Spuneați dumneavoastră, domnul profesor, și vreau să spuneți cum a fost cu putință un asemenea lucru să poată fi cumpărat la 1703, spuneați de criza extraordinară financiară și de contextul politic. Da. Brâncoveanu, care era foarte bine informat, era în diplomație, în politică, în general, și fără informație nu se poate, și el era foarte bine informat, ori tocmai izbucnise în Gruzia unde erau trei principate subordonate vasale porții în statutul pe care îl aveau țările române, deci state tributare.
Și acelea răsculându-se, a fost nevoie să se trimită armată. S-a trimis un număr disproporționat, prea multă armată, ori poarta nu avea bani. Și oștenii aceștia s-au răsculat și în loc să meargă în Gruzia, s-au întors asupra sultanului de la Edirnea, asupra conducerii care în acei ani stătea mai mult la Edirne, Adrianopol. Iar poarta, știind de ce sume dispunea Brâncoveanu absolut și el făcând și paradă de acest lucru, ca să, a fost un târg. Și având și dorința de a primi un astfel de statut vis-a-vis de toată țara și de Cantacuzin? Sigur, sigur. Deci dăm, a fost să se plătească. Cumpăra frâiere. Da. Și-a cumpărat într-un moment propici. Acum, mai este o problemă. Chestiunea acestei prelungiri pe viață, Caide Haiva sau Caide Hayat, care mi-a dat mult de furcă la descifrare, aceeași formulă, că atâta vreme cât el se va supune poruncelor și își va îndeplini obligațiile, nu va fi mazilit și nu va fi nevoie de confirmare, ci să îi se prelungească domnia. Asta, toate lucrurile astea le mai găsim în 1700, când a avut loc un fenomen asemănător. Tahsin Cemil, care a publicat documentul anterior privind acest lucru, nu traduce pasajul respectiv, prelungirea pe viață. Pur și simplu sare peste el și acum, analizându-le, punându-le față în față, e clar că este vorba de același lucru. 700. Da. Intervalul de 3 ani se judecă, e vorba de Mucareru mare. Da, sigur, nu? Sigur. Mucareru da, mare la 3 ani. Da. Da. Acum, sigur că a fost un mare deranj în istoriografia noastră, mă iertați, în legătură cu această chestiune, domnie pe viață, turcii nu dădeau domnia pe dar, viață. Dar iată că situația la 1703... Dădeau mai greu la 1700, dar de pe la 1680-1690 a apărut un fenomen nou. Adică după asediul eșuat al Vienii în 1683, poarta a pierdut teritorii și a trebuit să facă cheltuieli extraordinare pentru a rezista atacul Ligii Sfinte, Ligii Creștine, și în căutare de bani s-a recurs la tot felul de subterfugii. Între altele, aceasta a fost o mare reformă, au fost vândute pe viață asemenea funcții precum cele ale arendașilor de impozite. Sistemul era deci în provincia cutare personaj bogat, întreprinzător, încheia contract cu statul să plătească el dările către stat, da, ale supușilor, el urmând să-și recupereze banii. Vă dați seama, în contextul ăsta, ce aștepta pe supuși. Ce apăsare. Din acest punct de vedere, Brâncoveanu era un arendaș al veniturilor țării și al impozitelor țării, deci nu era o noutate. Și prelungindu-i se... acordându-i se domnia în felul acesta pe viață, nu se făcea decât o extindere a sistemului care începuse să se practice în Imperiu. Deci nu era o noutate. Pentru strângătorii de... Nici la 1700 și cu atât mai mult la 1703. Mă rog, 3 ani nu înseamnă mare lucru. Da. Mare noutate, repet, constă în această blocare a drumului către accesului cantacuzinilor către poartă.
Aici, sigur că se poate discuta mai mult. Cu rugăminte, domnule profesor, da, pentru că, din păcate, a rămas un minut și sigur vom avea încă o, emisiune pe care trebuie să o dedicăm acestui subiect. Da. Să încercăm să găsim o formulă pentru a putea o continua în cealaltă parte, pe care sigur o vom face săptămâna ce urmează. Pur și simplu, urmează ca data viitoare să de la Istanbul la Brăila exact și să vedem următoarele noastre întâlniri, să prezint aceste ultime documente la care lucrez și care vor fi publicate în curând, care sunt foarte importante și pentru alte note. Și să dau un Brăila, exemplu. Inclusiv da, pentru Brăila. Da. Iată, chiar acum traduc, am descifrat și traduc plus asta către Hanul Crimeei, foarte important. Hanul Tătarilor. Hanul Tătarilor. Hanul Tătarilor în care poarta aici, da. Când încă Brâncoveanu era pe tron, în aceeași perioadă, trimite, și nu era cunoscut nou domn, nu era numit nou domn, trimite tuturor dregătorilor otomani de la, pe toată linia Dunării, de la Vidin la Brăila și mai departe până în Crimeea, la Hanul Crimeei, și de la Hotin, Iași și în jos Babadag, Edirne, Giurgiu, la Edirne, le trimite porunci strașnice să fie pregătit să intervină dacă va cere ajutor Miubashiru, adică agentul porții trimis să îl prindă pe Brâncoveanu, Hainul, pe Hainul, trădătorul, pe fii și pe ginele, ei spun ginerii, deși era numai unul, era Chiro Cărescu. Și aceste documente sunt importante pentru că arată cum justifică poarta capetele de acuzare, adică cum justifică măsura aceasta, cum justifică desituirea. Cel mai interesant mi s-a părut este cel adresat, și cu asta va trebui să închei, trebuie să-l prezint în mod special, este cel adresat pe de o parte boierilor, care în așteptarea voievodului ce va fi numit erau invitații să formeze o locotenență colectivă, dar mai ales documentul către porunca adresată noului domn ce va fi numit de poartă, care nu este numit, este loc gol în document, care puncte și poruncă precum că. Ei bine, ce se spune aici, mai putem să luăm aceste câteva minute, pentru că iată ce zice aici, de ce este acuzat Brâncoveanu și pentru care a fost emisă fetvaie șerife, adică ilustră fetva, aceasta era o sentință juridică, un act judiciar care justifica din punct de vedere al dreptului islamic operațiunea aceasta de misadere, de confiscare și de azlă, de destituire. Extrem de important și mereu atunci când se fac destituiri, asemenea maziliri și confiscări de avere, se obține de la șeiful islam, de la șeful comunității islamice, o asemenea justificare religioasă. Deci poarta ține foarte mult, în ciuda concepției noastre greșite, să se respecte dreptul. Ei bine, spune așa, numirea domnului țării românești, Constantin, a fost opera
făcătura textuală în persoană, chiar de înaltul meu devlet, devlete Aliemin, și a reprezentat o glorioasă favoare din partea maestății mele imperiale. Cu toate acestea, în trecut, Mucadema, pe când oștele înaltul meu devlet purtau lupte și bătălii, genchi, vegetal, cu națiunile creștine, Mileli în Nasara, numitul Constantin a încurajat, întâi, a determinat și a provocat atacuri și incursiuni, hiugiun de istelalar ale tagmei necredincioșilor, chefereta efesii, așa vă numesc creștinii, asupra țărilor mele bine păzite, mea malichi mahrusem, și tot el a fost cauza și la originea baisiu badii diferitelor pierderi și distrugeri aduse în altul meu de vlet, prin Zaherele, Zehair, aluzii la campania 2017, și alte mijloace, Sair Vigiuhile, și prin trădare, Ihanet. În afară de aceasta, acum, numitul Constantin a încurajat Tahriki Diup venirea în Moldova, Bogdane Cinegel Mesi, care e unul din pământurile țărilor bine păzite, Mamaliki Mahrusimare Sindenolan. Deci, iarăși concepția islamică, aceea că țările române erau pământuri ale sultanului sau ale islamului sau servet proprietăți ale lui. Deci, aducerea țarului de mai înainte al Moscovei, Mundan Esbac Moscov Ceară, adică lui Petru, și a determinat atunci aducerea unui număr de oșteni Birmigdar Asher din partea țarului Moscovei, numind Tain, și din partea sa o oaste numeroasă va fără Asher alături de țar. Nu era numeroasă, cum știi, da. Bine, e vorba de Toma Caterina. Să zicem, să lăsăm suspansul și să vorbim și data viitoare, pentru că nu vom putea intra cu extensia asta de timp. Chiar următoarea propoziție privește Brăila. Astfel a fost cauza Badi invadării stila cetății Brăila, Ibrahim Kalesi. Se vom relua cu asta, una din cetățile înaltul meu de vlet și aluării auzi numite cetăți și arderii sale, Hrac, și masacrării unora, Bazlărân Catene, și înrobirii altora, Bazlărân Istecla Clarăna, din populația musulmană Ehli Islam. Deci mi se pare important, fiind la Brăila, să menționez faptul că e unul din capul de acuzare. Că este primul, în fond, cap de acuzare, aducerea țarului, și mai concret aducerea la Brăila sediul lui Toma de prin trădare, generalul Rome, adus de el. În realitate știm bine că lucru Toma semnificativ când Toma Cantacuzino a trecut de partea țarului, Brâncoveanu a izbucnit în lacrimi. A avut o presimțire că de aici se va trage căderea. Și, într-adevăr, în actul de acuzare, în primul an e trecută Brăila. Domnilor profesori, cu foarte multe scuze, va trebui această plăcere extraordinară de a vă vedea cum facem detectivistică în istoricul e un în istoria acestui oraș. Da. Cu mulțumiri pentru această primă parte a emisiunii. Da, și cu promisiunea că vom continua. Pentru că ne vom revedea săptămâna ce vine în următoarea parte. Da. Și vă promit de pe acum că duc în continuare registrul de cesămii 1570 cu traducerea obligatoriu. Și la 15 decembrie voi preda volumul integral. Și atunci o să facem neapărat mare o emisiune cu mare drag. Se vede ce lucruri frumoase, știți de în prima parte, cu populația Brăilei, casă cu casă, cartier cu cartier, nume cu nume. Încă o dată mulțumesc. Să vă doresc o seară bună, dumneavoastră și telespectatorilor. La.